Cosmina Cerva, avocat, Daniela Tarău, președintă ONG Apărarea Drepturilor Omului, și domnul senator Dumitru Coarnă, care deputat. Mă scuzați, vin cu mielul. Și domnul deputat are și o știre de ultimă oră. După cum știți, de două zile România fierbe. Sunt proteste de avergură. În Constanța tocmai a fost spart barajul de protecție de intrare în port și protestatarii au intrat în port. Știrea a fost primită de către domnul Coarnă și știe mai multe. La Constanța am primit mesajul de acolo și imaginea, au spart blocajul poliției. Vor să ajungă în port, am înțeles că au ajuns deja în port, să nu mai intre grâul din Ucraina. E vorba despre această tristă discuție în raport cu fermierii din România, pentru că până la urmă acest tranzit al grâului din Ucraina se pare că e principala cauză pentru care fermierii din România sunt astăzi în faliment. Iar oamenii au mers acolo și e vorba și în cenzul de acolo și se nu mai atacse terminalul de la transportatori. Deci au niște obiective extrem de clare, iar la Constanța au spart barajul. Am și niște fotografii cu poliția care este în zonă, au trimis și trupele speciale acolo. Eu sper să nu se întâmple nimic, sper că acest conflict să nu degenereze. Eu sper ca toată lumea să înțeleagă că până la urmă dialogul rezolvă tot. Nu rezolvă violența cât rezolvă dialogul. Și cred că această mișcare este 100% îndreptățită. Fermierii din România, 50% din ei sunt în procedură de faliment. Aseară primeam mesaje de la fermieri cu 300-400 de hectare care îmi spuneau că au pierdut 18-20 de miliarde. Îmi dădea o doamnă un exemplu simplu. Anul trecut, la 3.000 de tone de porumb, a vândut cu 1,47 lei, anul ăsta l-a vândut cu 70 de bani. Imaginați-vă câte pierderi, pierderi uriașe, tocmai pe acest tranzit al grâului din Ucraina, care are costuri de producție mici față de grâul și porumbul din România, și atunci sigur că și prețurile sunt mai mici, iar fermierii noștri intră în faliment pentru că ei au costuri de producție mari, prețuri mici, și atunci sunt diferențe clar pe minus. Am mesaje în care ei pierd pe hectar anul ăsta 3.000, 4.000, 5.000 de lei, pierd pe hectar bani. Da? Dacă tot vă dau atât de multe mesaje, puteți face ceva pentru ei în Parlament? Păi bineînțeles că putem face, dar problema e că noi nu suntem majoritari ca să creăm acea forță și să putem vota. Știți că democrația se joacă pe voturi și pe majorități. Eu cred că mingea este la guvern, că această țară are trei puteri. Și cred că puterea executivă trebuie să intervină în zona asta de fermieri odată cu interzicerea tranzitului de cereale din Ucraina. Doi, asta ar rezolva problema fermierilor. Imediat, da. Doi, ordonanță de urgență privind forța majoră, pentru că sunt din capacitate de plată. Este obligatoriu lucrul ăsta, că sunt câteva județe, cel puțin din sud, unde sunt eu deputat de Călăraș, 2 ani de zile de secetă cruntă. Giurgiu, Călăraș, Ialomița, chiar și Constanța. Și oamenii ăștia au investit chiar și cu prețuri mici, dar n-au făcut nimic. De exemplu, culturile de primăvară, prășitoare, cum le numim noi, floare, porumb, zero producție, pentru că au afectat seceta în totalitate. Iar guvernul nu intervine absolut deloc, ca să nu vă mai spun că anul trecut avea o subvenție de 200 de euro pe hectar, anul ăsta le-a redus la 100 de euro. Și ca să vedeți diferențele, Franța, Germania și țările evoluate din această Uniune Europeană primesc 500 de euro pe hectar, subvenția, România primește 100 de euro pe hectar. Oare de ce? Și atunci sigur că oamenii ăștia intră în incapacitate de plată, capital de lucru nu mai au, credite, pentru că tot timpul i-au lucrat pe credite de la an la an, și atunci sigur că oamenii sunt puși să-și piardă afacerea. E violența îndreptățită, așa, cu violența? Nu vorbeam, eu tocmai asta spuneam, că nu e nevoie de violență. Eu spuneam ca Dumnezeu să dea minte ambelor părți să nu se ajungă la violență. Exclus așa ceva. Nu rezolvă violența problema de fond. Problema de fond este rezolvabilă într-o discuție aplicată între reprezentanții fermierilor, ai transportatorilor și ai guvernului. Dar cu lucruri certe. Săptămâna viitoare, eu dacă aveam o funcție de decizie, săptămâna viitoare guvernul e abilitat să emite ordonanță de urgență, miercuri, joi, 3 ordonanțe de urgență și clarificam problema asta. Uitați-vă că nimeni nu merge la ei acolo. Am înțeles că domnii de la PSD se duc pe la Constanța sau urma să se ducă pe la niște hoteluri din Mamaia. Ce treabă au ei cu fermierii și cu transportatorii din România? Au alte discuții. Cine rămâne la PSD, cine pleacă și așa mai departe. Ori lucrurile sunt extrem de grave aici, pentru că am informații că populația o să se solidarizeze cu această mișcare, pentru că oamenii sunt nemulțumiți din mai multe perspective. Uitați-vă că durează de ceva zile acest conflict, de 4-5 zile. Și îi tratează cu dispreț și cu arme.
cu arme. Ce se caută acolo cu armament, cu mitraliere? Ce cauți tu acolo? Nu, cu siguranță acolo trebuia să aibă loc un dialog. Doamne, trupele speciale trebuie să stea... Jandarmii trebuie să asupre oamenii pe străzi. Dar nu cu pistolul mitraliere și nu cu tancul. Ai provocare, credeți-mă. Nu, da, nu e nimeni inamic acolo. Acolo nu e nimeni inamic. Am și o întrebare la dumneavoastră, domnul Coarnă. Se solidarizează populația, dar în toată problema asta, care este o problemă până la urmă de strategie a României, agricultura, Parlamentul chiar este paralizat? Adică Parlamentul chiar nu face nimic? Păi Parlamentul nu poate face nimic până la urmă? Eu dacă aș fi la putere, aș convoca de urgență Parlamentul mâine. Am ajuns în situația asta din cauza guvernului, din cauza politicilor guvernului și dumneavoastră spuneți acum că tot guvernul trebuie să vină să repare ce a stricat. Păi poate prin ordonanță de urgență, că e o situație de urgență, aia spuneam. Păi tocmai guvernul a stricat, tocmai guvernul i-a adus aici prin politicile. Sunt două lucruri, eu am înțeles perfect ce spuneți. Parlamentul poate, dar face mai greu, pentru că procedurile sunt mult mai greoaie. Într-o situație, ai regulă și excepție. Într-o situație de excepție, aplici o soluție de excepție. Într-o situație de urgență, vii cu o soluție de urgență. Acum, chiar este o situație de urgență și trebuie să vină cu ordonanță de urgență, după care noi corectăm în Parlament. Eu, dacă locul lor, veneam peste dumneavoastră în Parlament. Doamne, nu peste dumneavoastră. Ascultați-mă, eu m-aș duce acolo, dar nu merg, să vă spun de ce. Eu am fost sindicalist 10 de ani de zile, am condus cel mare sindicat din poliție și știu extrem de bine. În momentul în care declanșam acțiuni de protest, niciun om politic nu avea voie să intre în perimetrul meu, pentru că îmi deturna toată mișcarea. Eu aveam nevoie de, sau aveam obiectul meu de meeting, salarii și alte drepturi, îmi venea un om politic și îmi punea eticheta de partid politic și atunci deturnam toată mișcarea. De aceea nu mă duc acolo, din respect pentru oamenii, pentru că eu acum, în calitate de om politic, se poate interpreta și poate pune cineva eticheta cum că am folosit politic acel lucru. Vă spun că aș și fost președinte de cea mai mare federație sindicală din poliție. Niciodată la acțiunile pe care le-am dezvoltat, am avut acțiuni de 20.000, de 50.000 de oameni, nu a venit un om politic, exclus, zero. Nu avea ce să caute la acțiunea noastră. Da, discutam după când ne invitau ministrii la negocieri și atunci era o altă abordare. Domnule Varna, revenind la măsuri, încercați să ne spuneți că în momentul ăsta guvernul ar trebui să dea ordonanță de urgență. Da, pe care trei ordonanțe, patru ordonanțe. E singura soluție pentru... Patru ordonanțe. Ok. Prin care ar fi măsurile care păi se impun? Nu v-am zis interdicția tranzitului celor din Ucraina. Și asta nu ne-ar afecta niciun fel? Păi ce la nivel de, da, afectează la nivel de politică externă. Ne afectează pozitiv. Ce politică externă? Nu știu, întreb. Păi nu, doamne, dacă Ucraina nu-și mai plimbă pe aici. Dacă mori în interior, mai contezi în exterior? E adevărat. Dacă moare inima, ce mai contează mâna? Adică, stați un pic să ne înțelegem. Da. Noi omorâm tot ce e românesc, ca spunem că, păi, ce exterior, ce? Păi da, dar toată politica asta a alianței PSD-PNL din ultimul timp a fost una pro-Ucraina și să discutăm deschis pe Ucraina. Cerealele care tranzitează prin România nu sunt ale Ucrainei, e o țintă falsă. Sunt trei firme din America care dețin 28% din terenul arabil al Ucrainei, 17 milioane de hectare. Hai să discutăm deschis. Ucraina e țintă falsă aici. Ucraina, vă dau și numele firmelor și al familiei, dar nu, înțelegeți? Ucraina e țintă falsă, iar ai noștri conducători, ai noștri guvernanți sunt trădători, sunt puși acolo de acele familii ca să distrugă fermierii din România. Uitați-vă că dacă nu se intervine concret, vom pierde 80% din arabilul României astăzi, pentru că oamenii ăștia vor intra în capacitate de plată, fondurile de investiții vor veni și vor absorbi. E simplă povestea. Ce face? Am este vreo acțiune în Parlament? De la orice partid? Este vreo acțiune în sensul ăsta în Parlament? Doamne, am avut acțiuni multiple, amendamente la un tot... Un proiect care să stopeze, chiar dacă nu are șanse să treacă, este acum la ora asta, momentul acum ăsta? Vorbim de o situație de urgență, Parlamentul e în vacanță. E clar. Parlamentul e în vacanță, stați un pic să ne înțelegem. De-aia am spus că dacă eu aș fi fost președintele Camerei Deputaților, de exemplu, convocam ședința extraordinară. Dar nu sunt și n-am calitatea asta. Nu pot să fac lucrul deci ăsta. Deci nu este. Dar eu sunt prezent la orice oră. Când am avut ședința extraordinară 28 decembrie, eu n-am intrat pe tabletă, am venit aici. Păi de-aia m-am votat oamenii, să fiu prezent fizic. Eu n-am votat niciodată pe tabletă. A venit o știre acum de la Ministerul de Interne, în cadrul manifestațiilor de la Constanța, un ofițer a folosit arma. Păi vedeți că eu vă spuneam că lucrurile acolo sunt într-o... Spune așa, un luptător din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale pentru a înlătura pericolul la adresa dispozitivului de ordine, precum și a protestatarilor, s-a poziționat cu genunchiul stâng pe vehiculul condus de persoana respectivă și a îndreptat arma din dotare către blocul motor al vehiculului. Vi se pare? Degenerează nu e în regulă. Încă o dată, eu recomand colegilor polițiști să evite tipul ăsta de comportament, pentru că nu face decât să acutizeze conflictul. Dacă, Doamne ferește...
folosim muniție nelegală. Cea mai probabil o măsură de intimidare, da, doar. Da, ascultați-mă, eu am fost în poliție și am tratat multe subiecte. Să sperăm că lucrurile întotdeauna am avut grijă să nu provoc. Întotdeauna am avut grijă să nu provoc și recomand colegilor mei să nu provoace. Să nu provoace, să discute, să discute, să discute până în urmă ai putea să vorbească cu negociatorul. Să lase armele la casă, că nu-i atacă nimeni pe ei, credeți-mă. Nu îi atacă nimeni. Uitați manifestanții, cum au arma la vedere. Da, știu, protestatarii nu au o problemă cu poliția, nici cu jandarmeria. Nu au nicio treabă. Ei au au și cu poliția. Nu au. Au în momentul în care pentru că haideți să Vezi, cu asta închid. Napoleon spune așa, când îți apere adevărul, țara și ferma și glia, nu încarci nicio lege. Domnul Carnea. Nu încarci nicio lege. Da? Încă o dată repet, sper ca lucrurile să nu iau o altă turnură. Doamne, aș vrea să revenim la subiectele noastre. De aproape 3 săptămâni încercăm să aflăm ce s-a întâmplat la celebra fermă a dacilor. Și aici aș vrea să vorbesc cu doamna avocat, să mă lămuriți puțin. În referatul de arestare a patronului de drept al fermei dacilor, de facto, se spune că posibilă cauză a incendiului ar fi un televizor care s-a supraîncălzit. Pe de altă parte, patronul de acolo spune: nu, domne, e o mână criminală. De ce credeți că ține atât de mult să demonstreze că e o mână criminală și că nu instalațiile pe care le avea erau supra-solicitate, că nu avea autorizațiile pe care nu le avea? Îl favorizează în vreun fel această cauză? Acum, plecând de la început, de la măsura preventivă, eu vă spun că această măsură preventivă în cazul lui nu trebuia luată. Măsura preventivă se ia nu în legătură cu faptele neapărat, ci în legătură cu persoana căreia îi se aplică această măsură. Dacă existau suspiciuni că el ar pregăti săvârșirea de alte infracțiuni, că ar fi niște infracțiuni care ar fi putut să continue, dacă el era un pericol lăsat în libertate să facă alte infracțiuni, atunci, da, măsura trebuia luată. Dar să arestezi și să dai măsură preventivă în condițiile în care în țara asta codul are 3 măsuri preventive: arest, arest la domiciliu și control judiciar. Între cele 3 măsuri, pentru un om care în acel incendiu și-a pierdut membrii din familie, nu poți să iei măsura arestului preventiv. Nu e corect, nu știu ce au gândit și cum au gândit magistrații. S-au gândit că o să influențeze. Eu vă spun, de ani de zile oamenii în România sunt arestați doar pentru a da satisfacție opiniei publice și presei care insistă foarte mult pe subiectele penale, să zicem. Funcționează principiul sânge pe perest, nu? Lămuriți-mă puțin, dacă îți moare un membru al familiei, e ceva, domnule, nu poți să fii arestat? Nu este vorba de asta. Eu vorbesc de condiții. Nu sunt îndeplinite. Și dacă este membru al familiei. Nu sunt îndeplinite. Adică uciderea din culpă subzistă. Că dacă lași un copil nesupravegheat, doamna avocat, aveți dreptate dumneavoastră, putea să dispună și altă măsură, discutând procedural, dar dacă scade un copil de la etajul 8 și moare, e ucidere din culpă. E o culpă fără prevedere, fără care prevedere, spune așa, corect, că nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să-l prevadă. Și poți fi arestat chiar dacă e copilul tău. La fel și aici. Aici, în opinia mea, e o culpă cu prevedere. Adică prevede rezultatul faptei sale, nu-l urmărește, socotind fără temei că nu se va produce. Acum să revenim la speța asta. Deci, odată, măsura preventivă nu trebuia luată și, doi, eu m-am cam săturat, m-am cam plictisit să văd în România tot felul de cazuri asemănătoare, adică incendii în care mor oameni și să nu facem nimic, autoritățile, nu oamenii, indivizii în sine, să nu facă nimic. Adică peste tot vorbim, nu ai autorizație ISU. Eu vă spun că a ajuns această autorizație ISU, este un fel de a zbura pe lună. Adică mai repede ajungi pe lună decât să obții această autorizație. Îmi spunea domnul Arafat puțin mai devreme, în pauza de publicitate, că sunt instituții care pot să funcționeze fără acest aviz ISU și că nu este niciun fel de problemă. Sunt foarte multe instituții, realitatea din România, care funcționează fără acest aviz. Parlamentul României pe care l-ați invocat nu are aviz ISU. Da, eu vă spun pentru că fiind cumva urmărind o procedură îndeaproape cu cineva care vrea să obțină o astfel, nu vreți să știți cât este de complicat. Deci nu vreți să știți că trebuie să plătești, că trebuie să investești, câte sunt firme trebuie să le chem. Complicată. Dar acolo la fermă, dar au fost niște verificări în sensul ăsta. Angajați AIGSU, să le dai mese, să le
le dai vin, să le dai tot felul de alea și să nu ți iei autorizația. Problema mea este... Aia e altceva. Infracțiunea e luare de mită. Acolo e altceva. Eu vorbesc despre altceva. Eu vorbesc despre ajutorul instituțiilor statului. Da, da, pentru că dacă tu ca stat vezi că ai atâtea locuri în care... se funcționează fără acest aviz, trebuie să te gândești Cosmina, că e o problemă. Dar se știa că acolo se funcționează fără aviz. Nu, dar eu vorbesc de ferma dacilor, unde proprietarul de acolo, acest domn Dinicu, prefera să dea mese la polițiști, la angajați, la legislatori. Nu prefera. Asta, se pare că a încercat să intre în legalitate. El ar fi încercat să intre în legalitate. Și dar probabil rele în forma în care el exista deja. Bun, okay, această autorizație a încercat să intre în legalitate, dar nu avea nu era legal la curent, s-a spus că fura curent. N-avea cum. Așa. Pentru că auziți, fura curent. Instituțiile statului au spus, nu eu. Avea o putere de instalare mică. El trebuia să primească aviz acolo, să primească autorizare, trebuia să instaleze un post trafo. Exact. El trebuia să facă o cheltuială de 100.000 de euro, cred, nu știu exact, cum funcționa. Cu rețeaua de distribuție și monta un post trafo care îi creștea puterea și atunci alimenta... Ăsta e motivul pentru care existau acele mese, acele chestii despre care discutăm. Mă interesează ceva. Deci nu avea, nu era legat legal la o sursă de curent, dar plătea pe lună curentul în jur de 200 de milioane de euro. Dacă consuma... plătea, era o persoană fizică și atenție mare la prețuri. Da. Uitați-vă, și ce a făcut? De-aia NRU spune că fura curent. El plătea. El plătea, plătea, dar tot, plătea pe persoană fizică. Nici de cum. Nu era pe persoană juridică. Chiar dacă ar fi așa, domnul Coarnă, da, sunt da, niște... Este. Bun, să zicem că ar fi niște probleme. Unele da, contravenționale, altele administrative, dar de aici până la a băga un om în da, pușcărie. Pe... Nu, bun, nu, putem nu, discuta nu, cu măsura arestului preventiv. Știți că asta noi am mai avut și cazul colectiv unde am avut un inculpat care a stat arestat, a fost condamnat și după aceea noi plătim daune. Măsura de arest preventiv nu vă contest aici. Putea să-l spună măsura cu altă măsură. Areți la domiciliu, nu știu. Nu, dar de ce nu facem? De ce nu facem? Uitați, iarăși revin la Parlament. Să modificăm. Deci revin la Parlament. Dacă vedeți că este atât de greu, că sunt niște proceduri pe care aproape nimeni nu poate să le îndeplinească și vă spun că nu e problemă. Vă fac o promisiune. Votați-ne în 2024, luăm puterea, avem majoritate și modificăm ce vreți. Ați început campania. Băi, nu, da. Băi, nu, dar îi răspunsul direct, doamnei, că așa eu o să spun da, da și da, știu că mint, că e ipocrizie, că nu se treacă. Da, da, știți că dreptul de inițiativă legislativă o are individual fiecare. Dacă ați fi avut un degeaba pentru că nu se treacă. Și ați murit cum au murit copiii aceia. Da. Arestul preventiv, vă spun reacționat în continuare, arestul preventiv nu rezolvă nimic, nu stinge nici durerea celui care și-a pierdut un copil sau un membru al familiei, dar cel mai important, nu rezolvă în ansamblu cazul. Pentru că pe atunci avut, de ce există lege? Avut, să poți să arestezi da, o persoană? Da, dar nu arest preventiv. Încă o dată vă spun, oamenii în țara asta fac arest preventiv. Unii nevinovați și după aceea noi plătim daune. CEDO ne condamnă mereu și plătim daune și noi nu învățăm nimic din greșelile toată astea. Asta, așa e. Adică arestul preventiv este atunci când ai un criminal și știi că dacă îl lași în libertate, el se duce și mai omoară încă 2-3, atunci când ai un violator... Exact, aici nu, e doar de poveste. Dăm exemple concrete ca oamenii să înțeleagă. Nu te duci și arestezi preventiv. Îi dădeai un arest la domiciliu, îl lăsai acasă să-și plângă copiii, să-și plângă familia. Da, se eu putea vorbesc, lua clar o altă măsură. Vorbesc în general că nu... cu arestul ăsta, noi suntem, nu știu de ce am dezvoltat, eu cred că de când cu DNA-ul ăsta și de când am văzut așa foarte mulți jurnaliști la porțile DNA-ului strigând cătușe, cătușe, nu știu, am dezvoltat așa ura asta împotriva da, oamenilor și strigăm cătușe. Am înțeles punctul nostru de vedere, dar vreau să vă mai întreb ceva. Fuști angajați de la IGSU care puteau la vremea respectivă să închidă această n-au pensiune e, și aici, nu au făcut-o. Aici, ei, aici e justificată măsura arestului preventiv. Exact. Da, acolo e cercetat. Ei nu sunt nici cercetați. Nu, sunt cercetați. Au fost cercetați. S-a clasat. S-a clasat. DNA, care s-a clasat din lipsă de probe. Nu, vine trebuia să se judece infirmarea clasării, mă rog, din motive că neștiute s-a amânat.
Păi da, da, știți că și instanța, ca să poți să deschizi un dosar, adică dacă tu DNA ai stat cu el într-un sertar acolo, ai considerat că n-ai probe, dar nici n-ai adunat probe, l-ai închis, vii acum în fața instanței și spui, domne, vreau să-l deschid, dar de ce vrei să-l deschizi? Ca să-l deschizi trebuie să fie adunat probe. Dacă dosarul ăla a stat în nelucrare, clar nu are probe noi. Decât să vii să spui, domne, vreau să-l deschid pentru că de fapt am făcut un alt dosar și din prisma acelui dosar vreau să-l deschid și pe ăla care a stat în sertar, nu-i corect. Adică juridic vorbesc că nu-i corect. Păi juridic e infracțiune la procuror acolo, dacă discutăm așa. Păi, în România procurorii nu săvârșesc infracțiuni, domnul Coarnă, în România procurorii nu răspund, magistrații nu răspund. De aceea legea răspunde din magistraților. Pentru că Parlamentul României nici până ziua de azi n-a fost în stare să ne facă o lege prin care magistrații putem să răspundă. Putem să dezvoltăm numai... Nu, că mie, doamna e profesionist și o apreciez. Dar dacă vă votăm, o să avem și răspunderea magistraților. Nu, ascultați-mă. Am avut legile justiției în 2022. Da. 80% din amendamente le-am făcut eu. Întrebați-și pe domnul Neacșu. Știu. Am colaborat cu toată societatea. Și de ce nu există această lege? Păi n-a trecut, mi-au respins amendamentul. Da, așa este. Așa este. A venit domnul Predoiu cu proiectul lui și a zis și rezolvăm totul dacă nu modificăm nimic. Și domnul Predoiu, mai lămuriți-mă cu o chestie. Doamna Radu, am discutat cu foarte mulți avocați. Știu. Am preluat toate amendamentele din societatea civilă, le-am lucrat în sală. Dom'le, și asta cu răspunderea magistraților și tot ceea ce discutăm noi de sute de ani la televiziunea din România, nu, le-au respins toate. Domnul Coarnă, oamenii ăștia au aproape 10 dosare penale la DNA care cică stau în sertar. Cum adică stau în sertar? Sertare multe. Păi de ce? Păi ce așa au făcut asta? Ei... Așa s-au construit. Știți când am avut singurul ministru al justiției care într-adevăr a făcut o verificare, domnul Tudorel Toader, și a descoperit în urma controlului că magistrații erau cumva șantajați cu sute de dosare care stăteau la DNA. S-a întâmplat ceva după acel raport, în afară de faptul că a plecat doamna Chioveși? Păi șantajați cum? Că țineau dosarele? Da. Păi și ce procuror e la care se lasă șantajat că ține un dosar? Poveste. Acum revenim la vechea... Păi, dumneavoastră, dacă ați fi un judecător și a ști că la DNA aveți 5 dosare cu care vă cheamă în fiecare săptămână și vă hârjie, hai veni să mai dați o declarație. Bine, sistemul ăla de informații pe care îl foloseau la șantaj. Știți că și magistrații au avut... Știți cum e, s-a făcut judecător că a vrut și a dorit. Nu l-am trimis noi în lanțuri acolo. Da, între timp, sistemul ăsta din România a știut să-i pună și pe judecători sub masă și am avut o justiție, n-am avut o justiție și n-avem nici acum, dacă vreți adevăr. O mare parte din nu, ați fost vreodată la ferma dacilor? Niciodată. Eu l-am avut într-o emisiune pe domnul Tudorel Butoi, care a avut o opinie... Da, am văzut opinia. El spune așa, domne, la ferma dacilor practica o anumită metodă, adică îi chemai polițiști, procurori, astea, care puteau fi ulterior șantajabili. Adică îi chemai gratis? Gratis, le dădeai niște mese, le mai dădeai niște fete, le mai dădeai să consume ceva și îi țineai... Eu vă spun că foarte mulți bucureșteni... Știți ceva de poveștile astea? Am auzit niște discuții de tipul ăsta, a fost și un dosar penal acolo cu un șef de poliție din zonă, apropo de fete, știu, am văzut în spațiu public, că o polițistă de acolo ar fi reclamat lucrul ăsta, știu că a fost dosarul penal și mai știu că s-a prescris. S-a prescris toate și se prescriu Rădulescu, sau... cred că îl chema șeful poliției, sper să nu greșesc, de la Mizil, cred. A fost dosar penal deschis acolo pe tema asta cu fete despre care vorbeați dumneavoastră. Mai știu că acolo pompierii au fost de enori și în control și pe lângă control și mai știu că au aplicat 6 sancțiuni contravenționale cu avertisment. Doar cu avertisment. Dar măsura complementară a închiderii nu. Nu. Știți acum sau știați? Eu nu, acum nici nu știam de ferma dacilor. Eu n-am știut până nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Asta este a fost un loc foarte drăguț în care majoritatea... majoritatea bucureștenilor mergeau în weekend. Cu polițiști, cu procurori, cu ce ați spus? N-am făcut niciodată ceva organizat, adică mese sau petreceri, dar mergeam în weekend pentru că era o distanță pentru București foarte aproape, mâncare foarte bună și era în natură, adică nu era un restaurant cum sunt de București. Păi de ce a fost și ars. Era, nu știu, deci mâncarea, servirea, totul era ok acolo, eu nu pot să spun. Și a știu spus că mergeau, și domnul de la ANPC, care a spus mulți, așa jumări ca acolo. Da, foarte mulți era oameni mergeau regulă, cu copii. Doar că funcționau în neregulă.
Acum eu nu știu, eu vă spun, după colectiv n-am învățat nimic, adică instituțiile statului n-au făcut nimic, am băgat niște oameni în pușcărie, într-adevăr, pe unul l-am scos că s-a dovedit că l-am băgat nevinovat, îi plătim niște daune, corect, vorbim de primar. O să băgăm și acum niște oameni în pușcărie. N-am învățat nimic pentru că instituțiile nu vin în sprijinul populației. Ați avut emisiune pe domnul Arafat. Da. Ei, cauzele principale ale incendiilor de la colectiv, Piatra Neamț, unde ai vrut, Matei Balș, ferma dacilor, toate sunt de la DSU, de la Raed Arafat, toate sunt. Sunt cauze concurente, cauze care vin din zona asta, cu complicități penale. Nici poliția, nici primăria, acolo ISU. Aici dacă îi închidea, la revedere, gata, da, aveam 8 copii în viață. Aveam 8 copii în viață, da, la fel și dincolo, la colectiv. Dacă îl închideam, aveam 64 sau că s-au murit. Da, aveți impresia că mai există blocuri de genul ăsta care funcționează așa? Sunt alte instituții, din păcate. Tot centrul vechi este așa. Da, și trebuie să mai moară. Și în centrul vechi sunt în fiecare, acum dacă mergeți în centrul vechi, eu cred că sunt 10.000 de oameni în subsoluri. Aici cluburile din centru vechi toate sunt în subsoluri. Da, fără posibilități de ieșire, Doamne ferește. Fără. Pe o scară de jumătate de metru. Păi îi lăsăm pentru că n-au murit, o să mai moară o tură. Nu știu de ce. Păi l-ați avut pe domnul Arafat, de ce nu l-ați întrebat? Doamne, știți cum e? Einstein cred că spunea, domnule, să aștept rezultate diferite cu aceiași oameni, e nebunie. Nu, dar nu poți să-l tragi la răspundere. Dar nu e vorba de tragi la răspundere penală, pentru că aici sunt niște răspundere administrativă. Gău, pleacă un pic, lasă-ne. Să vină un profesionist. Odată, doi. Ascultați declarațiile lui Piedone, care ne spunea despre Raed Arafat, că a refuzat, dacă vreți, penal. La colectiv a refuzat... Da, și domnul Raed Arafat tocmai mi-a spus, a zis, nu este adevărat, stați un pic. Nu mi-aș fi Raed Arafat să spune că nu, ceva. Piedone spune da. Să cerceteze un procuror, nu noi. Corect. Asta vreau domnul, să spun. Arafat a spus, domnule, să domnul Arafat să ia pe doamna avocat, că e foarte bună, dacă vrea apărare calificată, să cerceteze un procuror. Dar pe de altă parte, de la Puseni și de la toate tragediile acestea care au fost și care i s-au pus în cârcă domnului Arafat, l-am întrebat, la DNA ai vreun dosar nu, în care are. Ești inculpat? E citat în câteva în calitate de martor. Doar. Asta are. E pentru care are protecție mare. Arătați-mi un om în țara asta care a rezistat cât trăie. Arătați-mi eu unul. Un bucătar de la Casa Albă. Bucătar. La domnul Isărescu. Bine, acolo e Manole. Acolo e meșterul Manole, acolo e altă construcție. Adriana, discutând cumva, stând strâm și judecând drept, nu poți să pui în spatele lui Arafat vinovăția unor chestii. Da. Acolo există o problemă de management. În condiția în care... Da, dar trebuie să recunoaștem că această instituție a salvat vieți multe. A salvat. Da, și trebuie salvat, să recunoaștem că sistemul ăsta e... Cealaltă. Nu eu vă spun că sistemul ăsta creat sistemul de el, și eu nu știu vieți. Dacă mai salvează chiar atât de multe vieți, pentru că am avut de curând cazul unei colege care a decedat și a fost plimbată cu această ambulanță roșie, care nu vine cu medic și vine cu nu știu ce este paramedici și am avut colegă dusă, plimbată între spital, moartă și ea. Da, plimbată între spitale, nu din cauza zmurit, ci din cauza celor de la spitale care nu plimbeau. Mie îmi vine o ambulanță roșie și îmi vine, Arafat vine și îmi spune, păi ți-a venit în 10 minute, mulțumesc, mi-a venit în 10 minute, dar mi-a venit fără medic. Și afecțiunea este atât de gravă, sigur. Vorbim de inimă și de afecțiuni, atunci când se preia apelul, încât se cer mie niște date. Acel paramedic pompier care îmi vine în 10 minute nu mă ajută cu nimic. Exact. Bun, mă duce la spital. Și faptul că a bulibășit puțin plimbatul ăsta cu ambulanțele prin București, tot în păi, defavoarea noastră. Asta încerc este. Să spun, că eu nu mi-e prieten, nu mi-e dușman, nu mi-e nimic Raed Arafat. Dar plimbarea aceasta între spitale se datorează medicilor din acele spitale care refuză pacientul respectiv. Unor chestiuni, unor, nu știu, mai bune Daniela, există servicii de urgență, acele UPU-uri, când tu te duci în stare gravă la UPU, trebuie să te primească, nu să te trimată la alt spital. Dacă aici dacă ce vina la UPU și stai dacă pe mine ambulanța dirijată din centrul lor mă duce într-un spital care nu are, spre exemplu, ginecologie exact. Noaptea. A cui iată este vina? A spitalului care nu are ginecologie? Eu nu, trebuia... a managementului sau, defectuos. Spitalele au departamente de urgență. Dar acele nu... UPU unde medicul nu... de acolo trebuie să știe să intervine să facă de toate. Spre dar exemplu, să spre exemplu de nu poți să duci cu ambulanța. Aici era cazul unei femei însărcinate cu probleme deci de inimă. Uită, avem rating, să știți că îmi scrie cineva. Mai sunt oameni de mulți ani în funcție.
directorul de la Odobleja, e din 2002. Deci oamenii da, deci revenind, aici era vorba de o femeie însărcinată. Da, știu despre cazul de, nu poți să duci femeia aia într-un spital care nu are ginecologie și secție pentru nou-născuți în 9 luni. Adică nu poți să faci greșelile astea. Nu merge, exact. Nu poți să o plimbi după aceea să trimiți a doua ambulanță cu medic să-ți dai seama că de fapt e o problemă gravă. Eu am înțeles, avem mașini noi, avem timp scurt de ajungere la caz. Dar degeaba le avem dacă nu avem medic care ajunge la caz să-mi salveze viața. Dar cum să explici lucrul ăsta? Nu veniți cu salvări private că nu dă bine la imagine. A zis-o, doamnă, sunați-l pe domnul Piedone. Eu l-am auzit de două ori. Declarația am auzit Piedone. Și atunci parchetul general, doamna avocat, n-ar trebui o sesizare din oficiu? Zic și eu. Da, dar numai că parchetul general se sesizează din oficiu doar când are chef. Dacă vrea, aia am înțeles. Da, noi vorbeam teoretic, da? Ar trebui, da. Că poate nu e vinovat domnul Arafat. Da, poate da. Acolo a fost domnul Piedone mai spunea că erau 45 de morți și Arafat spunea să raportăm din 2 zile câte 2 morți, nu toți odată, că nu dă bine la imagine. Nici asta nu o confirmă. Nu, domnul Piedone. Da, bine, nu putem. Piedone, da. Nu știu, domnul Piedone, noi n-am fost acolo, doi oameni care au fost prezenți. Da, și atunci dacă unul spune una și celălalt... Cine trebuie să cerceze? Cineva trebuie să verifice și să cerceze. Cine-i procurorul general? Că am avut o doamnă care l-a închetat pe Putin. Acum, pe cine mai închetează? Pe Biden, pe cine? Florența. Cine-i procurorul general? Florența. Nu, domnul Florența sau ceva. Cine era doamna de la Brașov cu Putin? Domnul. Acum e bărbat, dar nu mai știu cine e. Dar avocat, dar nu mi-ați răspuns. M-ați luat cu că nu trebuia arestat. Da. De ce tinde domnul Dinicu să ducă ancheta către o mână criminală? Cum îl avantajează? Nu știu dacă îl avantajează, dar odată ce el susține acest lucru, această pistă trebuie cercetată de către parchet. Nu poți să-l lași, pentru că dacă unul dintre inculpați îți dă o declarație, el fiind inculpat în cauză, și vine și îți dă o declarație și îți spune, eu, fiind acolo, la locul evenimentelor, am văzut că, știu că, am fost amenințat cu... Am înțeles astăzi că a ieșit... un martor sau cred că chiar avocatul din caz, nu știu exact cine, dar am auzit la televizor, că ar fi declarat că a mai avut 3 tentative de a-i se pune foc acolo la locația aia. Rămase la nivel de tentative. Nu e acolo. Și e o discuție mai veche undeva pe lângă Mizil, un piroman care a fost prins de poliție, punea foc unor locuințe de vacanță. Păi a fost prins că parcă nu exista piromanul acesta. Parchetul general spune că nu există indicii. Ăsta punea foc unor case de vacanță, că avea o problemă cu șeful de poliție de acolo, care îl prinsese cu niște infracțiuni. Și el așa creșea că îl sancționează pe ăsta, ca să-i creeze probleme penale. Și ăla punea foc. Aici de acord cu dumneavoastră, dar știți că un dubiu, e un dubiu creat, produce efecte pozitive cui? Inculpatului. Absolut. E adevărat, trebuie cercetată și ipoteza de lucru pe foc pus. Dacă mergem pe logica ipoteză de lucru foc pus, schimbăm infracțiunea din culpă în intenție, facem dosarul cu Ane, A mare, N mare, autor necunoscut, îl punem libertate pe domnul Dinicu și căutăm Aneu, căutăm autorul necunoscut, până se prescrie fapta. Eu m-am uitat cine scoate în spațiu public această... M-am uitat altfel. Știți că în penal sunt cei 3 pentru ce infracțiune este cercetat? Eu văd dosarul dincolo de... că eu am lucrat în partea cealaltă pe urmărie penală. Pentru ce infracțiune este cercetat, domnul Dinicu? Acum e vorba de ceva cu incendierea de distrugere... Ucidere din culpă, distrugere având ca urmare un dezastru, ceva de genul. Este distrugere având ca urmare dezastru. Dezastru. Distrugere. Atenție. Da, am văzut. Da, unde condamnările sunt mult mai mari. Se creează această senzație publică, acest dubiu, ca să-i profite lui. Că cei care vin și afirmă lucrul ăsta sunt fix oameni din anturajul lui. Foarte, foarte apropiați, direct sau indirect. Pentru că la un moment dat se punea problema, domnule, focul a pornit de la mansardă, din interior spre exterior, și a ieșit o doamnă de acolo din presă care spunea că i-a dat foc cu drona. El, da, păi vi-l arăt declarațiile. Vi-l arăt. Că i-a dat foc cu drona, da. Că există zvon în... Orice pistă și orice declarație... Aia ceva trebuie luat în considerare și poliția le cercetează. Dar eu am verificat lucrurile astea și mi-a zis, domnul Coană, ce dronă, domnule? Adică n-am înțeles. Nu. Bun, ele trebuie cercetate. Am mai niște spune parchetul ca la foc de la un televizor, iarăși mi-e greu să cred. Este un accident. Eu vă spun că faptul că organelor le-a trebuit foarte mult timp să identifice ultima victimă, pentru că apa și focul care au... Da. Fost acolo, au împrăștiat distrus atât de mult, inclusiv probele,
Pentru că dacă au fost distrus pompierii, ce mai probe rămâne? În dorința de a Nu, când intră pompierii. Nu putem vorbi de distrus probe. Oia intră să stingă și distrug, că e normal. Da, da. Nu, dar eu m-am interesat și eu și mi s-a spus că erau prea arse ca să poată să fie identificate fațe. Că până la urmă ești obligat să intervii, că salvarea vieții este sigur că e mult mai importantă decât salvarea bunului sau alte... Da, probele au fost distruse. Cât... vor atârna la procesul acestui domn din Nicu faptul că nu era racordat legal la curent, că nu avea autorizațiile respective, că nu avea piuitoare pentru fum. Dacă rămânem în narativa asta, e clar că astea sunt cauzele care au declanșat. Dacă nu vorbim de o mână criminală, dacă nu vorbim de... E clar că astea sunt cauzele care... E clar că devină... Păi omul, dacă rămânem în povestea asta, trebuia să facă aia. Avea o mulțime de lucruri acolo pe care trebuia să le facă și nu le-a făcut. Cu ajutorul autorităților trebuia să le facă. Cu ajutorul, cu largul concurs al autorităților. Despre asta, Parnă, da, sunteți de la autorități. Dăm voi un pic. Adriana, mai există o poveste aici. Numai un minut. Omului ăsta i-a murit copilul. E o tragedie. Da, adică, toată lumea spune, într-adevăr, e o tragedie imensă și pentru oamenii aceștia. Mie e foarte greu să cred. Clar că e culpă, că omul n-a vrut să se omoare propriu. Dar mie mi-e greu să cred că omul ăsta o să se bată și o să se apere pe el. Aici e cea mai mare... Păi, dacă mergem pe teoria ta, ieșa și spunea, da, domne, n-am avut asta, adică nu mergea pe mâna criminală. Probabil, așa mintea lui a murit copilul și eu aș fi zis. Eu vă spun, de către apărători, pentru că știu, stați de vorbă cu un om care a fost de partea cealaltă a dosarului. În penal sunt trei, informații, investigație și instrumentare. Domnul Coarnă. Deci așa a fost fătuit. Creează dubiu, schimbăm încadrarea juridică în omor, pentru că focul intenționat pus am distrugere și omor, clar. Omul adoră și vă pasă copilul. Am ce? Păi n-am autor. A, n-avem autor, avem decât faptă. Și atunci A, mare, N, mare. Autor necunoscut. Doamna avocat. Eu vă spun altceva. Și dacă avea mama autorizației ISU în locație. Da, și lua foc. 50 de toate autorizațiile era în regulă cu totul. Dacă avea montat acele dispozitive de semnalarea prezenței fumului și mai departe, nu e așa. Nu e așa. Dați-mi voie că nu e așa. În România, copilul spune așa, ce a spus copilul? A simțit fum. Okay. Când vorbim de scurt circuit de supraîncălzire, da, primul semn e fumul. Venea din living-ul de la masă. Păi vă spun eu, primul semn e fumul. A deschis geamul. Ce a făcut? A alimentat cu oxigen focul, da. Păi despre ce vorbim? Păi despre, e simplă. Da. Da. Mi se pare destul de ciudățel să ia foc aici, într-un loc, că locația e destul de mare și să se extindă cu atâta viteză. Pentru că totul era de lemn muscat. Sigur, am văzut și teoria asta, că și eu inițial m-am gândit pe intensitate. Da. Deci credeți-mă, da. Și vă spun sincer că n-am nimic de împărțit cu nimeni. Pe intensitate mi se pare și prea mult. Am zis, domnule, zic, e foc pus. Am văzut intensitatea aia, vâlvătaia mare. Exact. Zic, e greu să vii să... Sincer vă spun, din mai multe locuri. Mintea mea era inițial pe foc pus când am văzut intensitatea. Da. După care am stat să se așeze și am verificat informațiile. Domnul Butoi a ieșit fix pe logica asta și poate să aibă dreptate, că e specialist. Și eu la fel, când am văzut intensitatea aia și duritatea și amvergura focului... Zis, n-are cum, dar trebuie să luăm publicitate. O să mai discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la ferma dacilor multă vreme de acum încolo. Luăm publicitate și revenim. Am revenit. Aș vrea să discutăm acum despre un fenomen despre care se spune că a scăpat de sub control. Consumul de droguri la tineri. Și aș vrea să amintim cazul elevelor de la Petroșani care au consumat un drog, a ieșit acum după analize, după expertizele medico-legale. Au consumat un celebrul drog Cristal, a urcat pe o clădire și s-au aruncat. Vorbim despre Petroșani. Domnul Coarnă, a fost polițist. Da. La Petroșani, rețele de trafic de droguri. România e ocupată de rețele de trafic de droguri, credeți-mă. Am devenit din... Și de ce poliția de-abia acum s-a apucat să cerceteze, să vadă cum au făcut fetele rost? Eu vă explic așa, ca fenomen. Fenomenul ăsta este protejat de stat. Haideți, domnul Coarnă,
Păi dacă... Păi dar n-a ieșit statul și s-a făcut CSAT și să începem lupta cu Micu Mare. Păi domnul Iohannis, Uganda, unde e acum? E plecat iar? Păi e probabil, de la CSAT face CSAT acolo. Unde? Păi e plecat, pe bune? Nu știu, la, dacă nu-i plecat, e la schimb. Dacă e în România, simțiți ceva sau ce? Bun, haideți să... Doamne, eu vă spun la modul serios. Statul, păi da. La modul serios, statul... Ce înseamnă? În ce înseamnă protejează de stat? Protejează rețelele de trafic. Nu ai cum tu, stat, când ai toate sistemele de informații la tine, să nu depistezi acele rețele mari. Amintiți-vă cu drogurile de la Tulcea. Acolo scomarul n-a funcționat, o fi întâmplător sau nu. Noroc cu nostru... că au eșuat ăia și că s-a întâmplat ceva, o furtună. Adică altfel, păi norocul nostru, da. Că au eșuat ăia. Și acolo aveam instalații care trebuiau să prinde, să supravegheze. Erau întâmplători, nu funcționau. Exact acolo, unde era vaporul plin cu cocaină. Adică nu funcționau întâmplător, nu funcționau pentru că... Refuz să cred că acest stat dă frâu liber. Eu, oricât da, de doamne, mult dacă ajuns la dar se fac bani în acest stat, asta, dacă da. Statul protejează? E discuția mai mare pe învățământ ca să distruge sistemul, să creăm generații din astea de oameni care nu mai pot să... Asta pune, e conspirație, să domnul rezistență. Nu e, uitați-vă la copii de 12 ani. Ca bubulii domnului... Uitați-vă la copii de 12 ani în școli care consumă droguri. Da, e adevărat. Cum, dumneavoastră, credeți că un stat sănătos nu are pârghii să stopeze 100% fenomenul? Teoretic, da. Doamne, eu vă spun și practic. Eu vă spun că practic acolo unde am lucrat niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Unde am fost eu polițist nu s-a întâmplat. Deci că n-am vrut eu. M-ați înțeles? Doamne, m-ați înțeles? Deci unde am lucrat eu niciodată cu discoteci, cu droguri, le-am spus 200 de ani de pușcărie faceți cu mine. Dacă v-am prins cu un pliculeț din ala, s-a terminat. Nu exista. Doamne avocat, am pierdut lupta asta, e statul implicat că nu mai... Data trecută ați avut o invitată pe domnișoara, da, aceea care a executat deja să mai aduc tot vreau să tot... Droguri. Și v-am spus că ea va fi pierdută când va fi eliberată, dacă nu va fi salvată de familie. Pentru că statul nu îi salvează nici măcar corect pe cei pe care îi pedepsește odată și îi scoate după aceea din în sistem, nu îi protejează și nu îi integrează. Și ei se vor reîntoarce în această piață a traficului de droguri în care banii se fac ușor și trebuie să recunoaștem că banii se păi fac ușor. Păi știți cât e piața de droguri? Problema nu este că banii se fac ușor. Problema este că ne norocim generații de copii. Și păi uitați ce spune domnul Coarnă, că e cu intenție să avem, să scoatem o generație de tâmpiți. Cazul acestor, pe lângă faptul că vor fi generații de tâmpiți, sunt deja generații de copii morți. Fetițele astea s-au aruncat de pe clădire și au murit. Fetițele astea nu mai există. Ele au consumat ceva ce statul a lăsat să se vândă pe piață, ceva din care unii au făcut bani foarte mulți. Dumneavoastră credeți că SRI-ul de acolo, 21/4 de acolo, toate instituțiile care culeg informații nu știau? Haideți nu e, dar polițiștii ăștia și statul ăsta n-are și el copii. Haideți să vă explic ceva. Mie îmi spuneau polițiștii de la crimă organizată, pe care eu îi apăram, fiind președinte sindicat. Îi deconspira, de exemplu, șeful poliției, în rețele unde erau acoperiți. Și eu trebuia să muncesc. Nu pot să spun asta public cu nume și prenume, da, pentru că oamenii încă lucrează acolo. Deci erau introduși și acoperiți în rețele din astea, când ajungeau la final, erau invers făcuți de șeful poliției. Adică ăla se ducea și spunea, vedeți că aveți între voi... Da? Deci eu știu exact și îmi spunea domnul Coarnă, am ajuns acolo. Era... Băiatul procurorului general. Bun, și ce ați făcut în momentul în care ați aflat? Eu mi-am făcut treaba în interior, nu pot să fac publice lucrurile astea. Am discutat cu șeful poliției, cu ministrul, am informat pe cine trebuia să informez, am protejat și ce măsuri s-au luat? Polițiștii, niciuna. Niciuna. Dar măcar am reușit să-mi scot pe ai mei, să-mi salvez, da, să-mi protejez. Scopul meu era asta, dar altfel nu. Păi dacă omul ăsta, oamenii ăștia doi, care au intrat în rețea, o rețea periculoasă, era vorba de Rusia, pe axa asta constant, păi, și când au ajuns la final, erau cât pace să fie omorâți ei? Pentru că au fost, da? V-am dat un exemplu, simplu, clar și direct. Și oamenii sunt și acum polițiști. Eu nu înțeleg de ce îi mai infiltrați atunci în rețelele astea. Păi ei săraci își fac treaba, că se duc acolo și muncesc. Și în momentul în care ajung la adevăr, hop, se întâmplă miracolul. Miracolul e politic. E șocant ce spuneți. Nu, e adevărat. Da, se întâmplă un miracol, am ajuns la... Păi de ei mergeau în discotecii, că îi întrebam, domnule, știm tot, dar nu se vrea. Am ajuns la sfârșit, eu tot mai sper că acest stat face ceva pentru copiii și pentru generațiile care urmează să fie și nu...
se nu doarme pe ideea că haide să scoatem o generație de tâmpiți. Rămâneți în continuare pe B1 TV, urmează Condamnații, cealaltă emisiune a mea.